Au bătut un bărbat, i-au furat toate bunurile din mașină și au dispărut. Oamenii legii au pus mâna pe doi bărbați din Chișinău, suspectați de un atac tâlhăresc comis în capitală. Cazul a avut loc în dimineața de 19 martie, în curtea unui bloc de locuit din sectorul Râșcani. Cei doi suspecți ar fi spart un automobil, de unde ar fi încercat să fure mai multe bunuri. Doar că în acel moment, proprietarul autoturismului, un bărbat de 40 de ani, i-ar fi prins pe cei doi și ar fi încercat să-i oprească. Indivizii însă nu s-au lăsat și l-ar fi luat la pumni pe proprietar, amenințându-l cu un cuțit. Cele din urmă, suspecții au sustras toate bunurile din mașină. Ancheta a stabilit că în aceeași dimineață, cei doi suspecți cu vârste cuprinse între 33 și respectiv 43 de ani ar mai fi pătrunți în alte două automobile. Aceștia ar fi sustras telefoane mobile, un set de chei, un polizor unghiular, ulterior cu bunurile sustrase au fugit într-o direcție necunoscută. Prejudiciul cauzat proprietarilor depășește 32.500 de lei. Poliția menționează că indivizii au fost judecați pentru furturi și infracțiuni legate de droguri, iar recent bărbatul de 43 de ani a ieșit din pușcărie. Pentru ce ați fost reținut? Pentru bănuială. La un furt. La un furt, da? Dar și furt, din automobil, din casă? Din, din automobil. Anterior sunt de-a judecat? Da. Suspecții au fost arestați pentru 30 de zile, fiind cercetați penal. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă să-și petreacă următorii 10 ani în spatele gratiilor.